Titlul mesajului din dimineața aceasta este Calea Domnului și păcatul de neiertat. Calea Domnului și păcatul de neiertat. Evanghelistul Marcu anunță chiar din primele versete ale Evangheliei, prin gura lui Ioan Botezătorul, pregătiți calea Domnului. Așa explică Evanghelistul Marcu lucrarea suverană a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, care a venit în lumea noastră să ia păcatele mele și păcatele tale și să deschidă de aici, de pe pământ, un drum care să ducă la cer. E singura cale de pe pământ care duce la cer. Toate celelalte căi, adunate în ceea ce Biblia spune calea largă, toate duc la pierzare. Toate duc în iad. O singură cale duce la cer. Și în cartea Faptele Apostolilor, de mai multe ori, apostolii vorbesc despre mântuirea pe care a adus-o Domnul Iisus ca fiind calea aceasta, o cale specială, o cale unică, singura care duce la cer. Și totuși, dintre toate căile din lumea aceasta, calea Domnului este cea mai detestată, cea mai batjocorită, cea mai prigonită cale. Singura cale care duce la cer este cea mai batjocorită, cea mai disprețuită și cea mai prigonită din toate celelalte căi care duc la iad. E normal să ne întrebăm de ce. Singura cale care duce la cer este disprețuită, batjocorită și prigonită. Evanghelistul Ioan explică în capitolul 3, în finalul discuției dintre Domnul Iisus și rabinul fariseu Nicodim, capitolul 3, citim de la versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și urmează versetul de aur a Scripturii pe care îl rostim împreună. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. De ce este urâtă și prigonită calea Domnului? Pentru că oamenilor le place să trăiască în întuneric spiritual, moral, și nu vor să vină lumina cerului peste viața lor. Și atunci prigonesc, batjocoresc calea Domnului. Oare ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ce se întâmplă cu oamenii care batjocoresc calea Domnului? O disprețuiesc? O prigonesc?
o ignoră unii? Oare ce se întâmplă cu ei? În Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, Domnul Iisus face o afirmație asupra căreia vom zăbovi în dimineața aceasta cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 28 și versetul 29 din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 3. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Vă rog să ascultați. Toate păcatele și toate blasfemiile de pe calea Domnului este un mesaj către lumea aceasta. Dumnezeu este gata să ierte toate păcatele și toate blasfemiile. Dar este un singur păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Odată săvârșit păcatul acesta, în timp ce omul este în viață pe pământ, din momentul acela nu mai are parte de iertarea lui Dumnezeu. Oare care e păcatul acesta? Înainte de a ne uita la el însă, aș vrea să ne uităm la partea cealaltă. Suntem la masa Domnului. Și prin Iisus Hristos de pe cruce s-a rostit acea rugăciune care înfioară: Tată, iartă-i. Și Hristos spune: indiferent ce păcat ai făcut, indiferent ce blasfemii ai rostit, Dumnezeu este gata să mă ierte și să te ierte. Oare chiar poate ierta Dumnezeu toate adâncimile păcatului și a blasfemiei? Vă rog să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 6. 1 Corinteni, capitolul 6. Versetul 9 și 10. Sunt cuvintele lui Dumnezeu în Scriptură. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii. Acest cuvânt descrie bărbații prostituați. Nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Când citim lista aceasta, aproape că suntem satisfăcuți în lăuntrul nostru și spunem: da, așa-i, cum să ierte Dumnezeu pe aceștia? Cum să-i lase Dumnezeu pe aceștia în împărăția Lui? Și Hristos spune: adevărat vă spun că orice păcat și orice hulă vor fi iertate. Doamne, chiar poți să ierți?
Versetul 11. Și așa erați unii din voi. Așa erați, pe calea asta. În păcatele acelea. În mocirile aceia. În împotrivirea și răzvrătirea față de Dumnezeu. Acolo erați. Dar s-a întâmplat un miracol. Ați fost spălați. Ați fost sfințiți. Ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Ați fost spălați. Poate Dumnezeu spăla un asemenea spurcat? Ați fost spălați și ați fost sfințiți. Declarat după ce te-a spălat Dumnezeu sfânt și neprihănit, fără vinovăție, înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 12, dă exemplul lui personal. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, care m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un om care rostea blasfemii. Pavel spune, am fost unul care am rostit blasfemii. Un prigonitor și batjocoritor a căii Domnului. Poate Dumnezeu să ierte așa ceva? Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Cum poate ierta Dumnezeu așa ceva? Prin har. Prin dar nemeritat. Ne dă Dumnezeu ceva ce nu merităm. Și parcă n-ar fi fost de ajuns să spună Pavel că a fost un hulitor, că a fost un prigonitor al bisericii și a căii Domnului, spune, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel mai mare păcătos, spune Pavel, sunt eu. Pavel spune, dacă Dumnezeu m-a putut ierta pe mine, Dumnezeu poate ierta pe oricine. Așa e de mare harul Lui. Binecuvântat să fie harul Domnului. Asta înseamnă că este har și pentru tine și pentru mine. Numai că dacă întoarcem Scriptura la ultima carte a Bibliei, ultima carte a Bibliei, ultimele două capitole, capitolele 21 și capitolul 22. Capitolul 21 de la versetul 7. Vorbește Fiul lui Dumnezeu la finalul istoriei. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul de foc care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Pentru totdeauna în iad. Capitolul 22, versetele 14 și 15.
ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ferice de cei care au mers pe calea Domnului, au trăit miracolul spălării, a mântuirii. Au trăit harul perseverenței pe cale. Și au ajuns la poarta cerului. Și acum spune, ferice de ei. Pentru că au drept la pomul vieții. Și să intre pe porțile glorioase în cetate. Imaginea este copleșitoare. Versetul 15. Afară. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ăștia nu pot intra. Dar n-a zis Fiul lui Dumnezeu că Dumnezeu poate ierta orice păcat și orice blasfemie. Dar aceștia de ce nu sunt iertați? Pentru că au refuzat. Au refuzat harul de a veni pe calea Domnului prin pocăință și credință. Oferta colosală a lui Dumnezeu. Să mă ierte și să te ierte. Să te ia de pe calea iadului, să te aducă pe calea veșniciei. Să-mi spele viața, să spele viața. Să îndepărteze de la noi toate spurcăciunile. Și să ne îmbrace în sfințenia Domnului Iisus Hristos. Și să ne dea har să călcăm pe urmele Lui, să ajungem la poarta cetății, să se deschidă cetatea cerului și să intrăm glorios în cetate. Și tu ai refuzat oferta aceasta. Puteai fi iertat. Dumnezeu era gata să te ierte. Dar ai refuzat. Și n-ai auzit strigătul acela de pe cruce, Tată, iartă-i. Și nu te-ai înfiorat să spui, Doamne, iartă-mă. E calea Domnului. Batjocorită, disprețuită, prigonită. Toți aceștia puteau fi iertați. Toți aceștia puteau fi la poarta cetății și să intre pe poartă în cetate. În cetatea glorioasă a cerului. Dar au respins. Au respins oferta pe care o face Dumnezeu în Hristos Iisus. Au ales calea iadului, s-au dus pe ea. Și ca oameni care am trăit miracolul acesta mântuirii, care am trăit miracolul curățirii și a iertării și a sfințirii. În toate rugăciunile pe care le avem sunt două cereri extraordinare. Una este pentru noi. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să călcăm pe urmele Tale până la capăt. A doua, te rugăm pentru toți cei care sunt pe calea iadului. Te rugăm, dă-le har să se întoarcă la calea mântuirii. Sunt rugăciuni speciale pe care le avem pentru noi și pentru voi. Pentru cei din casele noastre, pentru cei din țara noastră și din alte țări, pentru lumea aceasta. Dar, spune Biblia, puteau fi iertați. Nu pentru că Dumnezeu n-ar fi avut har să ierte, să curățească, să schimbe și să sfințească, ci doar prin faptul că n-au vrut. Și pentru oamenii aceștia, tot harul lui Dumnezeu a fost călcat în picioare
și au ajuns în iad când puteau fi iertați. Și Domnul Iisus continuă. Spre deosebire de oamenii aceștia care puteau fi iertați. Sunt oameni care au făcut un singur păcat care nu mai poate fi iertat. Spre deosebire de cei care au făcut toate păcatele și blasfemiile și puteau fi iertați. Există un păcat pe care dacă l-ai săvârșit nu mai poți fi iertat. Oare care este păcatul acesta care nu poate fi iertat? Mai întâi, aș vrea să subliniez că de-a lungul secolelor au fost mulți oameni care au fost frământați și chinuiți de gândul acesta că au săvârșit acel păcat care nu mai are iertare. Au fost atâtea suflete chinuite de teama, de groaza că au săvârșit păcatul acesta. Când am anunțat duminica trecută că data viitoare cu ajutorul Domnului, aceasta va fi tema predicii, nu m-am gândit atunci că în timpul săptămânii care a trecut vor fi oameni care mă vor căuta cu înfrigurare, tremurând, spunând, mă tem că eu am făcut păcatul acela. Am văzut oameni care au plâns cu atâta durere în suflet, dacă am săvârșit păcatul acela. Dacă în momentul nebuniei mele am făcut ceva și nu mai am iertare. Ca să înțelegem păcatul acela, e potrivit să ne uităm la contextul în care Domnul Iisus a făcut afirmația. Întotdeauna când ajungem la asemenea învățături, e important să vedem contextul. În ce împrejurare s-au petrecut lucrurile și au fost afirmate acele adevăruri biblice. Și avem un context larg care implică toată Scriptura sau toată cartea în care apare învățătura aceea. Și este un context apropiat imediat în momentele acelea ce s-a întâmplat atunci. Contextul mai larg îl găsim foarte bine sistematizat în primele trei capitole din Evanghelia după Marcu. A venit Domnul Iisus să deschidă calea mântuirii. El a deschis calea și apoi ne-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și le-a arătat oamenilor cum este calea Domnului și ce se întâmplă pe calea Domnului. Și au fost uimite mulțimile. Au alergat după el să primească binecuvântările căii Domnului. Dar o categorie de oameni din vremea aceea au fost deranjați, iritați. Apoi au fost atât de împietriți împotriva ceea ce se întâmplă, încât în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetul 6, citim. După ce Domnul Iisus a vindecat paralizatul acela adus de patru prieteni prin acoperiș, unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Omul acesta rostește blasfemii. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Se petrece ceva în inima lor. E ascuns de ochii celorlalți, este în inimă.
față de lumina cerului care strălucește pe calea Domnului, inima lor reacționează cu împotrivire. Dar e numai în inimă. Cunoaște Dumnezeu ce se întâmplă acolo și Domnul Iisus, care le cunoștea gândurile, îi confruntă. Capitolul 2, versetul 16. Domnul Iisus cheamă pe calea mântuirii vameșii și păcătoșii. Oamenii căzuți din vremea aceea îi cheamă pe calea mântuirii, că poate ierta Dumnezeu orice păcat. Versetul 16. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? De acum nu mai este doar în inimă, este și în gură. E pe buzele lor. Nu se mai pot stăpâni, ci se duc să comenteze la ucenicii Domnului. Observați cum răzvrătirea inimii lor progresează. 2:18. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească și au venit și au zis lui Iisus: pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseii postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Acum încep să-i găsească vină. Nu face ce ar trebui să facă. Acum găsesc argumente în comportamentul Domnului și a ucenicilor lui ca să spună: avem motive acum vizibile să ne acceptăm calea aceasta. Și continuă cu spicele și ziua sabatului și continuă cu omul cu mâna uscată. Și în capitolul 3, versetul 6, fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l omoare. De acum pornirea lor nu este doar să respingă învățătura și calea Domnului, ci să-l omoare. Să-l șteargă de pe fața pământului. Acesta este contextul îndepărtat. Contextul mai larg. Contextul apropiat este prezentat mult mai detaliat în Evanghelia după Matei. Vă rog să întoarceți la Matei, capitolul 12. Matei, capitolul 12. De la versetul 22. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. Un miracol dumnezeiesc. Un om care este în robia unor duhuri spurcate, necurate, care i-au luat glasul și i-au luat vederea. Și în miracolul acesta Domnul Iisus îl eliberează din robia acestor duhuri necurate. În fața acestui miracol, noroadele, mulțimile pun o întrebare. Toate noroadele mirate ziceau: nu cumva este acesta fiul lui David? Lucrările acestea care se fac ridică o întrebare fundamentală în mintea lor. Nu cumva acesta este Mesia? Nu cumva El este cel așteptat, izbăvitorul, mântuitorul? Nu cumva El? Asta e întrebarea lor. Sunt gata să caute și să primească un răspuns. Știți care ar fi fost răspunsul care trebuia să-l primească? Da, El este. Da, El este. Mergeți la El. Sau veniți cu noi să mergem împreună la El. Versetul 24. Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
aud întrebarea și văd că mulțimile sunt pe punctul de a accepta că Iisus este Mesia. S-a produs un miracol. Nu pot nega miracolul. Nu pot spune că n-a avut loc miracolul acesta. Este clar, e vizibil, e demonstrabil. S-a produs miracolul. Dar e nevoie de o explicație. Cine este cel care a făcut miracolul și cu ce putere a lucrat ca să facă miracolul? Oamenii întreabă, nu cumva este El Mesia? Și fariseii vin să le răspundă la întrebare. Și întrebarea e cutremurătoare. Nu este El Mesia, spun fariseii. El este, de fapt, un îndrăcit. Este un demonizat. Dar nu orice fel de demonizat, ci este înstăpânirea celui mai spurcat și mai tare demon. Este sub stăpânirea lui Belzebul. În 2 Împărați, capitolul 1, aflăm că Belzebul este o divinitate păgână, un idol păgân al filistenilor, care în religia păgână, cananită, era cel mai spurcat dintre toți demonii. Belzebub este acolo, este stăpânul peste muște și peste putregaie și peste mortăciuni și peste toate gunoaiele, cele mai spurcate lucruri. Acela era Belzebub. Mulțimile întreabă, oare nu-i Mesia? Fariseii spun, nici pomeneală. Omul acesta este cel mai îndrăcit dintre toți îndrăciții. Omul acesta este sub stăpânirea șefului celor mai murdare și stricate gunoaie posibile. Deci omul acesta este cel mai murdar dintre toți. Dar cu ce putere lucrează? Păi lucrează cu puteri drăcești. El este demonizat și puterea cu care lucrează el este putere drăcească. Asta e explicația fariseilor. Înțelegeți ce spun oamenii aceștia? Înțelegeți ce afirmație fac pentru ca să respingă ei calea Domnului și să-i ducă pe oameni în rătăcire? Să spună că Iisus Hristos este cel mai demonizat dintre toți demonizații. Că este stăpânit de cel mai murdar și stricat și spurcat duh necurat dintre toate duhurile necurate. Când oamenii întreabă, nu cumva este El Mântuitorul? Și Domnul Iisus le răspunde. Domnul Iisus răspunde și în răspunsul lui sunt trei lucruri. Prima parte a răspunsului Domnului Iisus le analizează logica gândirii și a vorbelor lor. Analizează logica gândirii lor. În al doilea rând, Domnul Iisus le explică suveranitatea lui, dumnezeirea lui. Și în al treilea rând, avertizează asupra păcatului de neiertat. Logica afirmațiilor lui. Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Și Iisus spune, hai să analizăm logica lor. Ce spun oamenii aceștia în afirmațiile lor este următorul lucru. Șeful iadului își distruge propriile lui lucrări.
Pentru că a fost un om demonizat, surd și mut. În această lucrare a celui rău de a-și extinde stăpânirea peste oameni. Și a venit șeful lor și l-a eliberat pe ăla care era stăpânit în împărăția lui. Deci Satana își distruge propria lui lucrare. Asta e logica lor. Și Domnul spune, la cea mai simplă logică, o împărăție dezbinată împotriva ei se prăbușește. Deci ce spuneți voi este, s-a terminat cu iadul. S-a terminat cu iadul pentru că s-a întâmplat un fel de conflict intern în iad și împărăția dezbinată și se prăbușește și nu mai rămâne iad. Deci asta e logica lor. Observați cât este de deformată această gândire, ce argumente care nu rezistă. Al doilea lucru pe care spune Domnul Iisus. Deci, e limpede că nu poate fi valabilă explicația lor că Satana n-a început să-și distrugă lucrarea lui, iadul lui, să își distrugă împărăția lui. Dorința Satanei este să se ridice mai presus de Dumnezeu și să cucerească nu doar pământul, ci și cerul. Cât e de bolnavă logica aceea? Și Domnul Iisus spune, dar aici se întâmplă altceva. Și folosește o analogie. Imaginați-vă un om puternic înarmat care a luat ostateci. Imaginează-ți că cineva a luat ostateci, i-a dus în casa lui, îi ține legați și el este cel care păzește casa ca nu cumva să scape vreunul de acolo. Oare cine ar putea elibera pe ostatece aceia? Cine îi poate elibera? Unul mai tare cu arme mai tari. Numai unul care e mai tare poate să elibereze. Asta e logica sănătoasă. Și Domnul Iisus spune, explicația este că a venit împărăția lui Dumnezeu. Și dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Domnul Iisus spune, eu am venit cu toată autoritatea lui Dumnezeu și a împărăției lui. Eu am venit ca să îl leg pe acela tare, să-l dezarmez și să-i scot ostatecii. Ca să-i eliberez. Își afirmă suveranitatea lui. Afirmă împărăția lui Dumnezeu și spune, eu lucrez cu Duhul lui Dumnezeu. Secretul din spatele acestor lucrări este însoțirea Duhului lui Dumnezeu. Noroadele întreabă, cine este? Cu ce putere lucrează? Și el spune, eu sunt suveranul. Eu sunt cel care aduc împărăția lui Dumnezeu și lucrez cu Duhul lui Dumnezeu. Și ce am putea spune noi decât, Doamne, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Mai sunt robi, Doamne. Mai e casa plină a celor care sunt în robia iadului. Doamne, lucrează și eliberează-i. Logica bolnavă a fariseilor și cărturarilor. Suveranitatea lui manifestată. Și avertizarea. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, spune Domnul. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Anunță că între cele două împărății nu este nicio colaborare. Între cele două împărății este o luptă finală și a câștigat Hristos.
Și acum spune, dacă nu lucrezi cu mine în împărăția mea, dacă nu lucrezi pentru eliberarea ostatecilor din robia celui rău, de fapt, nu ești neutru, nu ești neutru. De fapt, ai trecut de partea celui rău. Explicația e foarte simplă. Imaginați-vă următorul lucru. Că un om ar fi luat ostatic de un nebun terorist și este în fața clădirii Bisericii Emanuel. Și eu mă duc împreună cu frații colegi, mergem toți, să eliberăm omul acela din mâna teroristului. Și dumneavoastră, toți ceilalți, stați și vă uitați. De partea cui sunteți? De partea cui ești? Înțelegeți ce spune Domnul Iisus? Nu există neutralitate. Neimplicarea ta este de fapt trădarea faptului că ai trecut de partea celui rău. E o avertizare teribilă pentru noi. A doua parte a avertizării. De aceea vă spun, orice păcat și orice blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Și Marcu, în capitolul 3, versetul 30, explică. Aceasta pentru că ei ziceau, are duh necurat. Blasfemia împotriva Duhului Sfânt este să afirmi că Fiul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, este demonizat. Și puterea cu care lucrează El este putere drăcească. Să atribui Fiului lui Dumnezeu și Duhului lui Dumnezeu identitate demonică. Pentru acest păcat, Dumnezeu spune, nu mai este iertare. Dacă l-ai făcut pe Fiul lui Dumnezeu demonizat și Duhul lui Dumnezeu să-l faci duh demonic, pentru așa ceva nu mai este iertare. Acum, zile trecute, mi-a mărturisit cineva plângând. Frate Paul, într-o zi, mi-a venit în minte un gând și n-am putut scăpa de el. Și l-am înjurat pe Domnul Iisus. În clipa următoare, m-a prins o teamă și un regret și o spaimă. Am săvârșit păcatul împotriva Duhului Sfânt. I-am explicat o parte din ceea ce am prezentat în dimineața aceasta și apoi am făcut un pas pe care îl facem împreună în minutele următoare. Spus, te rog să deschizi Evanghelia la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 11 și capitolul 12. În capitolul 11 este un alt miracol extraordinar. Este miracolul învierii lui Lazar. În stare de descompunere fizică.
este readus la viață și trupul lui este în parametrii funcționali, normal, sănătos. Și vin oamenii să vadă. Capitolul 12, versetul 9. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Un miracol de nătăgăduit. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. Și pe Domnul Iisus și pe Lazar. De ce? Căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Această blasfemie împotriva Duhului Sfânt este însoțită de o împietrire în care orice altă dovadă, oricât ar fi de puternică, de strălucitoare, este respinsă și răstălmăcită. Au vrut să-L omoare și pe Iisus și au vrut să-L omoare și pe Lazar ca să nu mai fie nici dovezi. Păcatul împotriva Duhului Sfânt când l-ai făcut pe Fiul lui Dumnezeu demonizat și Duhul lui Dumnezeu Duh drăcesc este însoțit de o împietrire atât de mare și de orbire că nu mai vezi nicio rază de lumină. Așa e de mare împietrirea. Și oamenii care fac păcatul acela nu mai au niciun regret. Nu mai au nicio frământare. Să ziceți, frate Paul, chiar n-au nicio frământare? Evanghelia după Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28. De la versetul 11. Suntem în dimineața învierii Domnului Iisus. E dimineața când se petrece cel mai mare miracol dintre toate miracolele. Când cerul și pământul strigă, Hristos a înviat. Soldații romani, garda romană care a păzit mormântul, au intrat în cetate și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Garda romană, niște păgâni explică miracolul. Și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis așa: să nu care cumva să spuneți adevărul. Ei știau adevărul. Să nu care cumva să spuneți adevărul. Spuneți o minciună. Și spuneți așa: ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă scăpăm de necazuri, de griji. Este învierea Domnului. Sunt confruntați cu divinitatea Lui. Au vreo remușcare? Niciuna. E ultima fază a împietririi. E punctul acela de la care nu mai e întoarcere. Dacă te frământă și te dor păcatele care le-ai făcut, este primul semn că n-ai săvârșit păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dacă l-ai fi săvârșit, nu mai aveai nicio remușcare, nicio frământare. De atunci o să întreb, dar frate Paul, de atunci ce se întâmplă cu mine cu toate acestea? Într-o altă predică. Pentru că acum ne apropiem să sărbătorim cea mai mare demonstrație a dragostei lui Dumnezeu și a harului lui Dumnezeu.
sărbătorim moartea Domnului. Vom frânge pâinea sărbătorind frângerea trupului Lui pentru noi. Vom lua paharul să sărbătorim jertfa de sânge vărsată pentru iertarea noastră. Și o să spunem din toată inima, fii binecuvântat, Doamne, pentru lucrarea glorioasă care ai făcut-o. Dar înainte, vă invit să plecăm capetele. Și stând așa înfiorați înaintea Domnului, că iartă orice păcat, că oricât ar fi de adâncă mocirla, te scoate de acolo. Și ne-a scos de acolo. Dacă ești scos și curat, spune, Doamne, fii binecuvântat pentru lucrarea mântuirii. Ține-mă, Doamne, lângă Tine până la capăt. Și apoi, extinde rugăciunea pentru cei nemântuiți. Și dacă ești încă neîmpăcat cu Domnul, dacă încă ești pe calea iadului, unii întreabă, dar auzi, nu pot să rămân pe calea asta a lumii până în ultima clipă și când mai am numai 100 de metri de mers până la sfârșitul drumului, înainte de a ajunge în iad, atunci să mă întorc la Domnul. Nu pot face așa ceva? Ba da. Ba poți face așa ceva dacă poți răspunde la următoarea întrebare. Când va fi ultima 100 de metri pentru tine? Un om care a ascultat o predică cu un mesaj asemănător s-a dus în bajocuri la predicator și a spus, frate predicator, câți kilometri mai am eu până în iad? Că vreau să știu când ajung chiar pe ultimii metri să mă întorc la Dumnezeu. Și păstorul a spus, te joci cu veșnicia. Întoarce-te acum la Dumnezeu. El a întors spatele și a plecat în dispreț. A parcurs cu mașina din parcarea bisericii 3 km, la o intersecție a fost un accident teribil și a murit. Mai avea 3 km până în iad. De aceea Biblia spune, astăzi dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Astăzi dacă te uiți pe calea pe care mergi și știi că te-ai duce departe de fața Domnului, astăzi oprește-te! Uită-te la crucea Lui Hristos. La dragostea lui Dumnezeu, la iertarea lui Dumnezeu. Și din adâncul inimii spune, Doamne, iartă-mă și pe mine. Primește și rugăciunea mea, Doamne. Primește și ființa mea. Și în sângele Tău spală și păcatele mele. Dă-mi harul, Doamne, să mă întorc la Tine. Și să merg mai departe pe calea Domnului, prin credința în Cel care este calea, adevărul și viața. Întinde-ți mâna binecuvântată și mântuiește, Doamne. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă inima ta răscolită de cuvântul Scripturii, de cercetarea Duhului Dumnezeu este gata să-i răspundă, împreună cu rugăciunea și strigătul inimii tale, arată-mi, te rog, hotărârea ta și printr-o mână ridicată la balcon, dacă este cineva, oriunde ești, în oricare tronson, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea, să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul. Da, Domnul să vă binecuvinteze, lăsați mâine jos. Dacă mai sunt alții la balcon, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, sub balcon. Dacă te-a atins lui Dumnezeu, ridică mâna sus, slăvit să fie Domnul. Dacă mai e cineva, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai e cineva jos aici și dacă te joci cu păcatul, spune, Doamne, astăzi vreau să pun capăt. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.